Pace, am auzit o interpretare, precum că în grajdul în care s-a născut Domnul Iisus nu au fost animale și la fel că nu au bătut pe la ușile oamenilor care nu le-au deschis ușa, ci ei se aflau de multe zile în Betleem și nu era loc în camera de poposire. De aceea Maria s-a dus să nască în grajd, ceea ce unii zic că era foarte obișnuit pentru acele timpuri. Ce părere aveți? Sunt dovezi în Biblie care arată că Maria și Iosif au bătut la ușile oamenilor care nu le-au deschis? Dar cu privire la animale, mulțumesc anticipat. Bine, dragii mei, doar un singur verset din Biblie vorbește despre aceasta. Îl găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 2, versetul 7, este scris așa. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Deci în baza acestui verset deducem, ne facem concluzia. Deci dacă nu era loc pentru ei nici în casa de poposire, ne dăm seama că era o criză de locuri în casele acestea de poposire, să zicem așa, un han, un mini-hotel. Deci era o criză, nu puteau găsi oamenii atunci, și știm că era recensământ, din pricina că era recensământ, nu puteau oamenii găsi loc. Alta, deci dacă l-a culcat într-o iesle, era și de așteptat că ieslea este acolo unde sunt animalele. De fapt, atunci, în vechime, oamenii aveau două părți acasă, o parte în care stăteau oamenii și o parte în care stăteau animalele. La drept vorbind, două camere. Chiar acum, nu știu dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut când eram în Macedonia, am vizitat cetatea aceea veche, locul acela vechi, orașul vechi, și chiar am arătat într-o casă cum este partea unde stăteau oamenii și partea unde stăteau animalele. Așa că nu este nimic de mirare aici și da, așa oamenii obișnuiau. Plus Betleem. Betleem nu era un oraș mare, Chișinău sau București. Sau Betleem era un sat, e numit cetate, dar era un sat. Era normal ca să aibă, dacă în Ierusalim oamenii aveau animale toți, cu atât mai mult aici aveau toți oamenii animale, deci nu era nimic neobișnuit ca să aibă animale și faptul că li s-a oferit să stea acolo, în locul acela unde stăteau și animalele și iată, l-au pus pe Domnul Iisus în ieslea aceea. Deci nu-i nimic neobișnuit între aceasta. Lucrul care vrea să ne-l comunice textul este smerenia în care s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos și felul cum a venit în lumea aceasta, cum i s-a făcut bun venit în lumea aceasta, că de fapt el s-a născut într-un chip obișnuit, a luat, cum spune la Filipeni acolo, a venit în lumea aceasta, a luat un chip de om și a luat chip de rob, chip de rob, om, în alt loc în Vechiul Testament scrie smerit, nu avea nimic care să izbească ochii, să ne impresioneze, nu avea nimic să ne impresioneze Domnul Iisus Hristos la venirea Lui. Și iată, tot așa a fost și la venirea Lui pe acest pământ. Deci, asta este răspunsul, nu văd aici de a face mari teorii din întrebarea asta, că e suficient din acest verset să înțelegem că așa a fost. Și da, este adevărat, deci oamenii au dezvoltat că au mers la o casă, la alta, la a treia și nu puteau să găsească loc pentru că erau ocupați, pentru că așa spune, dacă și în casa de poposire nu era loc pentru ei, cred eu că era o criză de locuri de găzduire acolo în oraș la vremea aceea. Bun.